sosirea primăverii și a sărbătorii de 8 martie, doresc să felicit pe cea mai scumpă și dragă ființă, mămica noastră, Ecaterina Șumleanscă din Săiți. Mămică, azi, din grădina sufletului meu, am adunat tot ce e mai frumos, mai bun și mai curat. Să-ți trimit de ziua ta, măicuță dragă, și să-ți șoptesc că te-o iubi o viață întreagă. La fel doresc să o felicit pe sora Iulia și dulcea nepoțică Caterina, cumnata Lilia, toate mătușele, prietenele, cumetrele, profesoarele și fostele colegi de clasă din satul Săiți și, desigur, fostele colegi de la școala pedagogică din Bender. De 8 martie vă urez atât. Să fiți frumoase, deosebite, fericite și înconjurate de cei dragi. Profitând de ocazie, doresc să trimit pupici tăticului meu, Gheorghe Șumleanscă, fratelui Mihail, cumnatului Igor și scumpului nepoțel Emil. Vă urez la toți să aveți o primăvară frumoasă. Cu sosirea primăverii vreau și eu să-mi felicit toți sătenii mei din satul Cociulie, raionul Cantemir, părinții mei Alexandru și Cleopatra Hosman, copiii mei din Chișinău, care sunt studenți la moment, să-i felicit din suflet cu surorile mele, mama, fiica mea, cu sosirea zilei de 8 martie. Le doresc din tot sufletul o sărbătoare luminoasă, o primăvară frumoasă, succes și realizări în visuri. Noi, la rândul nostru de aici departe, de la Viena, le aducem mulțumiri pentru răbdare, pentru înțelepciune, pentru totul și pentru că ne așteaptă și ne întâlnesc de fiecare dată când venim și ne ducem. Vă mulțumesc din suflet! Cu prilejul sărbătorilor de primăvară vreau să-mi felicit prietenile din Moldova, Mariana Miron, Sandrin Munteanu, Nastia Ovcinico, dar și prietenile plecate peste hotare, Maria Miron din Cleveland, Statele Unite, și Lenuța Mihnea din San Francisco, de asemenea din Statele Unite. Îmi este foarte mult dor de voi și sper să ne întâlnim în țară cât mai curând. Vă pup pe toate! La revedere!